Lira sterlină s-a prăbușit la cea mai scăzută valoare a sa din istorie, ca urmare a temerilor legate de noul plan economic al guvernului britanic și de faptul că finanțele acestui stat ar putea fi întinse până la limită în perioada care urmează. Conform Digi24, prăbușirea dramatică a lirei a ajutat dolarul american să atingă valori record față de un număr mare de alte monede. Lira a scăzut cu până la 4,9% pentru a ajunge la o depreciere record de 1,03 dolari. Ulterior s-a stabilizat în jurul valorii de 1,05, cu 2,9% mai slabă decât la închiderea ultimei sesiuni. Lira și-a început căderea de vineri când a scăzut cu 3,6% pe fundalul anunțării de către noul ministru de finanțe britanic a unei scutiri de taxe istorice finanțată prin cel mai mare împrumut din 1972 și până azi. Lira sterlină a fost absolut turtită. Investitorii caută un răspuns de la Banca Angliei. Așa ceva nu este sustenabil, a spus un director de cercetare de la Pepperstone. Indicele dolarului, care măsoară valoarea monedei americane față de monede precum lira sterlină, euro sau yenul japonez, a ajuns la 114,58 pentru prima dată din mai 2002, înainte de a se tempera până la 113,73, cu 0,52% mai mult decât la sfârșitul săptămânii trecute. Situația proastă din Regatul Unit exacerbează sprijinul pentru dolarul american. Dacă vom avea o senzație că urmează o criză pe plan global, dolarul ar crește semnificativ, relatează Digi24.ro.